Salutare și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod de VRP Scripting. Suntem aici la școala de VRP Scripting și astăzi vă voi arăta cum să adăugați un shop cu diamante în telefonul vostru. Bun, tot ce avem nevoie este să intrăm pe VRP Scripts România. Aveți aici server shop. Da. Dăm download, deschidem aici, închidem ăsta și intrăm în resurse, VRP, module, le tragem aici, așa, intrăm în FX manifeste, o aveam deja, dar o să vă arăt cum trebuie să faceți să-l aveți, da? Și avem aici modules/shop.ua. Ok. După ce ați făcut treaba asta, închideți asta. Menționez că acest shop este făcut în totalitate pe facțiuni. Voi, dacă nu aveți un server pe facțiuni și l-aveți pe grupe, tot ce trebuie să faceți este să modificați aici și, spre exemplu, if VRP, ștergem aici, punem has group, aici punem virgulă, două ghilimele și punem nu știu, vii pun. Ok. Și tot așa. Și tot așa. Dacă aveți pe grupe, așa trebuie să faceți, da? Spre exemplu, dacă e VIP bronz și în CFC Groups Lua voi aveți VIP 1, puneți la bronz VIP 1, da? VIP 1 și apoi VIP 2 și tot așa. Eu o să las pe grup, pe facțiuni, pentru că așa este serverul meu. Bun. Apoi, după ce ați făcut toată treaba asta, exact după modelul ăsta, da? Exact după modelul ăsta vă luați. Aveți aici jucător, shop și putem să punem chiar și alt nume, magazin, nu știu. Putem să-i punem un app store, să zicem. Deși nu prea are treabă cu, da, na, de fantezie. Bun, și dați save aici. Aici este prețul, da, aici trebuie neapărat modificat, este prețul, câte coinsuri să valoreze treaba asta. Așa aici. Aici trebuie ștearsă treaba asta dacă voi aveți pe grupe, da? Exact, repet, după modelul ăsta. De fapt, puneți adă de user group acolo, în loc de set. Puneți adă de, ștergeți asta și puneți adă de și la fel aici în după modelul ăsta. Uitați, să zicem că modificăm aici. Has group, virgulă, în interiorul acolo de virgulă, pom, sponsor, bun, has group sponsor și aici VRP
add group, add user group și virgulă sponsor, iar o virgulă 130. Aici e numărul de zile, ziua 1 și ziua 30, da? Aici nu avem treaba asta, dar putem adăuga, nu e problemă. Bun. Și o să, chiar o să las sponsorul să vedem dacă merge. O să creăm imediat în groups. Să creăm sponsor. Sponsor. Și aici chiar nu contează. Nu contează permisiunea sau... Da. Bun. După ce am făcut treaba asta, dăm start la server. Intrăm în server. Sigur nu mi-a pornit loading screen-ul. Cred că am uitat să-i dau start. Da, asta e. Bun. Și acum stai să facem și Elena. Eu deja am sponsor meniu, dar o să-l scot. Bun, acum nu mai am, da? Nu mai am sponsor. Bun. O să intru la jucător. Și ne ducem... sus. Apăpăstor. Vedeți, l-aveți aici. Cu 20 de diamante vă cumpărați kilograme pentru inventarul din telefon sau inventarul basic pe care l-aveți. Cu 50 de diamante vă cumpărați... vă cumpărați bani. Așa, și acum să dăm la... Era sponsor permanent, parcă. Nu, 30 de zile. Am cumpărat sponsor 30 de zile, da? Și uitați, avem meniul aici. Skifal. Mă arunc. Tot așa. Gata, suficient. Am zburat.
Și încă o chestie să vă mai arăt. Mai sus de tot. Aici, try payment donation coins. Bun, eu am donation coins. Voi o să puneți, o să puneți ce monedă aveți voi. Intrați în Manelua. Da, și eu am aici set take try payment coins și payment donation coins. Voi dacă aveți, nu știu, șmecherie coins. Un exemplu. Dacă aveți chestia asta, trebuie să aveți neapărat și funcția pentru payment. Voi tot ce trebuie să luați este de aici. Payment coins. Eu deja am chestia asta și pur și simplu puneți aici. De la try payment. Da. Deci luați VRP-ul, bam, și puneți aici și cam asta este. Bun, cam atât despre acest script. Este ușor de folosit și, nu știu, enjoy. Până una alta, am fost TJ Miles, a.k.a. Lologubiduț, a.k.a. Cătă. Vă aștept și la următoarele episoade, rămâneți alături de mine. Dacă vă place ceea ce fac, dați acolo un like, un subscribe, un share, să vadă toată lumea, poate unii chiar au nevoie. Și eu chiar sunt bucuros că vă ajut. V-am pupat! Pa!